Salutare, hudeanșilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft în care o să supraviețuim ca o familie de zombie. Așa că rupeți butonul de like, de share, de subscribe și hai să vedem cum se poate descurca o familie de zombie în Minecraft. Eu sunt tata zombie, o avem pe mama zombie acolo fără un picior și l-a pierdut într-o luptă cu un alt clan de zombie. Avem cei doi bebeluși și l-avem pe bebelușul cel mic acolo în dreapta cu scutecielul și pe bebelușul cel mare în stânga. Așa că like-ul ăla blan acolo frumușel. Uite băi ce suzet are bebelușul. Aoleu, a venit un zombie și ne-a atacat din alt clan. Dați-i bucata. Mamă, ăsta nu e de la noi din clan. E bătrânul zombie din clanul care vrea să câștige autoritatea noastră, băi. Oh, gata. I-am dat la joale. Noi trebuie să ne facem aici o căsuță pentru că am fost excluși din tribul zombilor. Aoleu, aoleu, dați-i. O mai trimis încă pe cineva. Încă un zombie bătrânel a venit să ne bată. Dați-i că nu face parte din clanul nostru, din tribul nostru. Așa, familie. Trebuie să supraviețuim. Orice pentru a supraviețui. Aoleu, și a venit și verișoara zombie în vizită. Salut are verișoara zombie. După cum vedeți, nu prea arată ca noi verișoara zombie pentru că na, este verișoara cu noi, dar este tot zombie. Bun, și hai să vedem acum frumușel. Aoleu, aoleu, nu mai dați, cine dă? Aaaa, au trimis și scheleți după noi. Trebuie să supraviețuim cu orice preț. E lupta pentru supraviețuire aici. Dați-i la schelet. Mamă, ăsta este apărătorul zombilor din tribul celălalt. Ce mărlani au trimis până și scheleți pe noi. Trebuie să ne facem neapărat o căsuță. Haideți, familie, să ne facem o căsuță să putem supraviețui în liniște. În liniște și în pace. Și dacă nu mi-ați mai furat lemnul, ar fi ceva. Băi, deci ăștia îmi fură și lemnul, băi, și sunt și din familia mea. Aoleu, hai să facem căsuță, strângeți lemn, tata, vreau casă, facem acum căsuță. Deja ne-au atacat, nici măcar n-am apucat să ne facem căsuța și am fost atacați. Ia să vedem, facem uneltele aici, frumușel. Avem nevoie de o masă de lucru pe care să o punem aici. Punem masa de lucru undeva aici și trebuie să facem frumușel niște pereți. Aoleu, ce caută dalmațianul ăsta aici? Cine ești, dalmațianule? Ai fost trimis să ne spionezi? Cred că a fost trimis să ne spioneze, băi, dalmațianul ăsta. Trebuie să avem grijă să nu-i spuneți din secretele noastre, familie. Pentru că sunt o grămadă de dubioși aici. Facem aici o mini căsuță. Încăpem cu toți aici. Și nu ne-am făcut un topor, băi. Aoleu, ne luptăm așa fără topoare și tăiem lemnul cu mâinile. Bine, mâinile noastre de zombie sunt mai puternice, dar tot o să fie greu. Unchiul, ha? Ce că unchiul m-a mușcat cățelul, știam eu. Pleacă de aici, cățelule. A fugit cățelul. Tu cine ești? Tu ești verișorul zombie. Ai venit cu hăinuțele de dinozaur. A venit și verișorul zombie, băi. Mama mia, păi suntem aici tot familio, nu? Opa. Nu știu ce, am mai făcut o masă de lucru. Nu mai aveam nevoie de o masă de lucru. Aveam nevoie de un topor. M-a emoționat când l-am văzut pe verișorul zombie. Am rămas și fără mâncare. Aoleu, ce ne facem? Unde este mâncarea de zombie? Trebuie să mâncăm ceva. Așa, și hai să facem acum niște lemn mai mult. Cine mă bate, băi? Aoleu, a venit iar un zombie din alt clan să mă bată. Vino aici, băi, urâtule. Zombie, dați-i, că vrea să ne cucerească locul. Dați-i. Bateți-l pe ăsta, băi, că e intrus. Dați-l intrus. E intrusul aici. Dați-l intrus. Așa, gata, l-am spart pe intrus. Bun. Să facem niște sticuri. Facem repede un topor și un târnacop ca să avem unelte de lucru. Avem și niște torțe aici, să vedem și noi ceva. Hai să punem aici niște torțe. Uite-l pe bebe zombie. Ce faci, bebe zombie? Ajutor. Unde ești?
Gata, s-au baricadat toți aici în casă. Bun, 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 super, super. Hai să mai punem aici niște lumină, să vedem și noi ceva. Că nu mai vedeam nimic. Aoleo, 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 aoleo. Familie, fiți pe fază. Fiți pe fază că vin mârlanii pe noi. Așa, am pus peste... Am găsit Purcello. Feliez Purcello, să-l facem mâncare pentru zombie. Gata, l-am feliat. Mâncare pentru zombie îl facem. Ia uite, cum merge fără un picior, băi, mama zombie a fost pusă la pământ de către un trib foarte, foarte rău și a rămas doar cu un picior, dar se descurcă. Un picior de zombie este cât două picioare de om normal. Tati, mi-e foame, sunt în casă. Trebuie să facem cumva, să facem rost de niște piatră, stai așa. Mă duc să caut niște piatră, să putem face mâncărică. Uite, de aici mă duc să iau niște piatră. Mi-e foame. Gata, 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 că vin imediat cu mâncărica. Acum vin imediat. Facem roze niște piatră. Am piatră multă. Are verișoara piatră multă. Stai așa că mai au și niște piatră și vin acum imediat. Acum vă dă mama. Gata, gata, că imediat gătim. Imediat gătim să hrănim bebelușii. O să ne luăm noi de la gură ca să mănânce bebelușii. Stai așa puțin. Așa, gata. Vin. Uite, acum prăjim niște cărniță pentru voi. Cărniță bună pentru zombie. Asta ar trebui pus mai încolo puțin, să avem și noi spațiu. Ia stai așa, să-l punem aici așa frumușel. Bun, și hai să punem cărnița la făcut. Acum se prăjește cărnița. Acum se prăjește cărnița. Imediat o să primiți păpica bebelușilor. Mai avem o bucățică și o să împărțim cărnița. Stai așa, gata. Avem două bucăți de cărniță. Haideți afară, bebelușilor. Haideți afară. Veniți afară, haideți afară, bebelușilor. Uite aici, o bucată ție, bebe zombie. Și o bucată pentru celălalt bebe. Aoleo, e lumină, luăm foc, e lumină, adăpostiți-vă repede, intrați toți în casă, bebe intră în casă repede, luăm foc, vine lumina, luăm foc, băgați-vă în casă bebelușilor, aoleo, cardeți de vii, intrați în casă, închideți ușa, m-am adăpostit aici. Doamne. Aoleo. Stați aici, familie. Cine e intrusul ăsta? Intrusul ăsta cine e? Dați-n intrus. Nu e zombie. Se preface, dați-n intrus. Nu ai ce căuta aici, intrusule. Nu încerca să mai vii aici. Pleacă de aici, intrusule. Nu încerca să vii aici. Nu e zombie. S-a transformat în om. Nu mai face parte din familia noastră. Nu putem să ieșim afară pentru că soarele ne pârlește pielea de zombie și nu avem cum să ieșim afară. Dar stăm aici. Mă duc. Aoleo, am luat foc, salvați-mă, cineva s-a aruncat apă pe mine. Pleacă de aici, intrusule. Gata, am reușit să câștig fight-ul. Aoleo. Nu! O să mor în flăcări. Nu! Aoleo, trebuie să mă întorc înapoi. Mamă, este prea greu să rezistăm la lumina zilei. Am reușit, stați aici, familie. Veniți aici toți, verișori, verișoare, copii, bebeluși, nevastă. Stați aici cu toții. Trebuie să ne adăpostim, să nu cumva să ne prindă mărlanii din celălalt trib, pentru că am auzit că au început să trimită oamenii după noi, să ne prindă și să ne ducă la ei sau să ne țină la lumina zilei, să ne perpelim în pielile. Aoleo, trebuie să vedem cum scăpăm de ei. Cam asta a fost o zi din viața unei familii de zombie. S-a luptat acolo să trăiască cât mai mult și a reușit. Să nu uitați acolo să rupeți butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram.
Houdini.insta. Să nu uitați și de asemenea de un follow pe primul link din descriere, acolo este Trovo, unde fac live-uri zilnice alături de Foxy și aveți tutorial cum să intrați pe Trovo, cum să vă faceți cont și așa mai departe. Deci uitați-vă acolo pe primul link din descriere. De asemenea follow pe TikTok, Houdini.tiktok. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Sper că v-a plăcut, pa, pa!